Am revenit, dragi prieteni, în câteva secunde vom vedea rezumatul partidei dintre Petrolul Ploiești și Poliiași, ca să folosim denumirea corectă, dragi prieteni, pentru că și la Iași au avut loc schimbările de care vă povesteam în prima parte a emisiunii, de la ACSM, devenită ulterior FC și iarăși revenită la forma inițială. Poliiași, cred că e cea mai corectă denumire. O victorie a formației prahovene, 2-0 pentru formația lui Nae Constantin. O victorie unde primul gol al întâlnirii disputate pe arena din Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, a fost înscris de către atacantul râmnicial Saim Tudor. Vedem și noi rezumatul partidei, apoi vom reveni cu ceva comentarii pe seama acestui joc. Ține mingea în teren. Și este gol! 1-0 pentru Petrolul! Izbutește să puncteze. Am văzut reușita râmnicianului Saim Tudor, discutam cu invitatul meu în această după-amiază pe durata vizionării materialului. Cred că 50% din golul ăsta l-a făcut preluarea. Dacă ați fost atenți, dragi prieteni, preluarea n-a fost nici atât de largă încât să intre în unghi închis, dar nici scurt. A fost ca lungime perfectă, pentru că i-a permis să depășească adversarul și după aceea să reia către poartă. Da, este foarte important să știi să primești mingea. Da, a fost și foarte bine așezat în teren și într-adevăr, recepția pasei a fost de mare calitate și a urmat de o execuție pe măsura, cum spuneam, recepției pasei. Acum că revăd faza, cred că pentru a 10-11-a oară, de bine acum am dat seama de cât noroc a avut această execuție. Dacă te uiți, balonul trece exact printre picioarele și a fundașului și a portarului. Da, șutul a fost pe colțul scurt, totuși a avut mare intensitate, a fost pe jos, destul de violent șutat în minge, din poziție în care ai un pic de fuleu, cum se spune, chiar la șut. A lovit mingea în plin. Și mai ales că e o poziție, exact cum spuneai și tu, oarecum previzibilă pentru portar. Exact, da. E un pic dificil să trimiți și în forță și la colțul lung, din poziția aia și să trimiți balonul astfel încât să nu se lovească nici de blocajul unui oponent. Da, pe asta spun că preluarea a fost foarte bună chiar pentru portare previzibilă, pentru că a preluat cum se poate mai bine. A avut poziția era cu fața spre poartă, orientat foarte bine, uitați cum primește pasa. Șutează în praznic, pe jos fulgerător, la colțul scurt. Ce părere ai despre Petrolul anul acesta? Cred că am mai avut discuția asta așa cum un an înainte de Liga 2, așa cum 2 ani, când Petrolul a ratat accederea în Liga 1. Să fie a treia oară cu noroc? Da, Petrolul se chinuie de ceva vreme să revină. Iar anul și bugetul cel mai mic din ultimii. Da, păi știu că acolo au fost niște probleme în ultima perioadă. Au plecat cu dreptul în acest campionat, aveau nevoie de o asemenea victorie, mai ales cu Poliiași. Da. Ar putea fi un semnal al trezirii celor de la Petrolul, ca să vadă că se poate. Uite, învingi în prima etapă o echipă cu pretenții cum este Poliiași, ar cam fi cazul și altfel abordezi. Mai ales că nu sunt doar 3 puncte, e și o victorie de moral în fața unui adversar, cum ai spus și tu, redutabil. Da, un adversar cu pretenții. În ultime campionate, Petrolul a apărut foarte mult timp că se află în lupta pentru promovare, chiar că se va bate până spre final pentru promovarea, din păcate au ratat, au clacat pe mâna ei. La un moment dat, pe mâna ei a pierdut Petrolul, da. Probabil că ar putea să fie a treia încercare cu noroc. Eu îi văd în cărți acolo pentru primele locuri în play-off. A avut loc și o schimbare tehnică la Petrolul Ploiești, mă refer aici la schimbarea antrenorului, să sperăm că vor ajunge în Liga 1, pentru că Petrolul Ploiești este unul dintre numele de referință ale fotbalului românesc. Dragi prieteni, vă invit acum să urmărim rezumatul partidei dintre FC Brașov și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. O partidă cu 4 goluri, o partidă care s-a încheiat la egalitate, rezultat final, scor 2-2.
O partidă în care l-am avut și pe Ilie Stan, un buzoian implicat. Formația sa, după cum bine știți, FC Brașov a fost condusă la pauză cu 2-0, moment în care Ilie Stan a efectuat numai puțin de 4 schimbări. Vedem rezumatul partidei, ne dăm cu părerea despre acest joc și apoi îl vom întreba chiar pe Ilie Stan cum a trăit cele 90 de minute sub tâmpa. Se joacă pe stadionul din Brașov. Brașovul, un stadion care, un oraș care, în care echipele continuă să joace pe acest stadion. Să reamintim că până și Șepși a început să joace în Liga 1 aici. Și Roșu, până la urmă, șutul nu-i chiar rău. Trece mingea pe deasupra porții. Aplauze din tribune, foarte cald, sigur, și la Brașov. Cezar Lungu iese rău, poarta este goală și la primul șut pe poartă, viitorul Pandurii Târgu Jiu. Incredibilă eroare a portarului gazdelor, formidabil. Cel mai experimentat jucător al formației brașovene. Portarul Cezar Lungu face o asemenea eroare. E adevărat că sunt niște nume, niște foști jucători și să notăm aici, după jumătate de oră, primul șut pe poarta oaspeților, fără vreo problemă altfel. E corner. Colț 2-3 minute, sigur că vom avea probabil și un minut de prelungire. Lovitura de cap a lui Baican, impecabil, este 2-0 pentru viitorul Pandurii Târgu Jiu din corner. Excelent! Excelent executată, cine îl ține? Nimeni. Vine bine, scapă de om, scapă de marcaj, cornerul bine bătut. Altă fază fixă, mingea se duce la bara a doua și este pe direcția balonului Brânzan. Șutul de la distanță, poziția bună și este un gol fabulos prin care Brașovul reduce din diferență. Nu iese nimeni acolo, șutul este fantastic, fără vreo reacție din partea portarului Bogdan Moga. Se uită repede la ceas, timp este și pe undeva această dominare a gazdelor, chiar și fără cine știe ce ocazie. Dar măcar avem acest gol fabulos. Fabulos. Alexandru Sabău. Bună centrarea și egalează Horia Popa. 2-2. Imediat după pauza de hidratare este scăpat din marcaj jucătorul care a intrat la pauză, unul dintre cei patru. Și Brașovul reușește să egaleze. Nu-l ține nimeni aici, de aici a ieșit fundașul stânga, de aici a ieșit Gorgea mai devreme. Între jucătorii care au rămas la formația brașoveană de la Corona, excelent pune piciorul acolo, dar și centrarea foarte bună, dar și nimeni în defensivă, e cam mult. L-a călcat aici. L-a călcat, reluarea este bună. Aici trece frumos Iurcu. Iurcu tot aici, centrarea lui este undeva spre bara a doua, acolo unde era Codrea, dacă trecea mingea. Al doilea minut al prelungirilor, poziție bună de șut. Mingea trece pe deasupra porții, dacă mai cobora puțin. Pasa bună mai departe, Anton Gheorghe. Și șutul, mingea în careul oaspeților, cu greu reușesc să scoată balonul.
Au trecut 10 secunde peste cele 3 minute. Se termină 2-2 meciul dintre Brașov, FC Brașov și viitorul Pandurii Târgu Jiu în prima etapă pentru cele două echipe în Liga Secundă. Îl avem alături de noi printr-o intervenție telefonică și pe Ilie Stan, fostul antrenor al formației SCM Gloria Buzău, în prezent la FC Brașov, steagul renaște. Ilie, sunt alături de Cătălin Pădruaru, jurnalist sportiv. Am înțeles. Sunt ferm convins că vă cunoașteți. Tocmai am urmărit rezumatul partidei, primului joc din Liga a doua al noii tale formații. Puteți să dați lovitura pe final. Da. Salut, cu respect. Bună seara, Ilie! Da, vă dai seama că am avut puține emoții pentru faptul că am avut foarte mult lucru la debutul în Liga a doua. Normal că întâi a fost un impact emoțional și ca dovadă s-a fost acest lucru și mai rapid. Ne-a scris un telespectator pe Facebook să te trămă dacă mai stai cu pastilele de inimă în buzunarul de la cămașă. Da, ce facem asta, să adică punem suflet și facem pasiunea ceea ce facem, să dai seama că sunt momente grele, mai ales că știu că muncesc la antrenamente, ce sacrificii fac și atunci când venim la joc și trebuie să fim mai responsabili și mai pregătiți toate punctele de vedere, nu reușim să ne împlăcim ceea ce pregătim. Ilie, 0-2 la pauză și dacă nu mă înșel, m-am mutat în diagonală peste casetele tehnice ale partidelor disputate în această primă rundă a Ligii a doua, ai făcut 4 modificări. Da. Am făcut 4 modificări pentru că... Niște mutări ca la șah, dacă îmi permiți. Da. Le-am spus și jucătorul meu la pauză că nu a fost mult de majoritate dintre ei și că dacă aș schimba, trebuie să schimb pe jucătorul de... Inclusiv și portarul, pentru că se lagă și la gol, la primul gol. Chiar asta vorbeam cu Cătălin. Mi-am adus aminte de Cezar Lungu. El a fost împrumutat la Gloria Buzău, pe vremea când eram eu junior la Gloria Buzău și ne întâlneam pe la echipa a doua. Și totodată el e un portar cu experiență. Cred că are aproape 200 de meciuri în Liga a doua, câștigător al cupei și al campionatului cu Steaua București în Liga 1, cred că 2010-2011. Da. A jucat la Clinceni, la Dunărea Călăraș, ultimele sale două echipe. Adică nu te-ai fi așteptat să facă o asemenea greșeală. Iar după aceea urmăram pe comentariul original al celor de la Luxport că ei, oaspeții, au avut primul șut pe cadrul porții de-abia prin minutul 38. Păi de-asta spun că nu au avut două ocazii. Au stat poate mai mult în terenul nostru, dar fără să aibă ocazie deosebită. Noi, am încercat prima repriză, n-a reușit să susținem și ne-am surprins noi singuri cu greșelile care am făcut. La pauză, normal că se va feriți, pentru că am zis mulți că n-au făcut exact ce le-am spus și ne-a ieșit pe urmă. Și dacă aveam pus de șansă, puteam să câștigăm. Ilie, cum ți se par primele rezultate înregistrate în Liga a doua? Mă refer de opotrivă la derbiul dintre Petrolul Ploiești și Poli Iași 2-0, mă refer la Hermannstadt cu FC Buzău 2-1. Sunt două partide care au fost și la TV și pe care sunt convins că le-ai urmărit. Da, le-am urmărit. Acum nu trebuie să spunem derbi, pentru că Petrolul se zbate de 3 ani, chiar și de 3 ani de zile se promoveze. Iași au trecut și ei pământe grele pentru că foarte clar să facă un lot datorită problemele financiare. Iar Sibiu cu Buzău, cred eu că Buzău merita o cercuțină un punct. A fost unul dintre cele mai frumoase goluri la Hermannstadt, la Mediaș, mai bine zis. Ilie, care... primul gol al lui Tabo a fost foarte frumos. Da, l-am văzut și la meciul vostru cu cei din Târgu Jiu. Care este obiectivul vostru al acesta, Ilie? Andrei, eu am un proiect pe 3 ani de zile. Dar nu prea îmi place să accept așa proiectele. Vreau ca să dacă reușesc de anul ăsta să ajung în primul etaj, chiar fi ceva fantastic. Măcar să te lupți cu cei mai puternici pe ultima sută de metri. Fotbalul este destul de imprevizibil. Și numai că eu am încercat, sunt deja în urmă, cel puțin 2 săptămâni, de punct de vedere a pregătirii,
cu 2-3 jocuri în plus, în seara mai am. Plus de asta, că ar fi și foarte mult jucători care mi-l doream, puțin 3-4 jucători. Etapa viitoare, jucați la Brăila, dacă nu mă înșel, nu? Da, da, la Brăila. Au pierdut 3-1, au pus 1-0 la Schellenberg. Știu, 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 știu. Schellenberg, liderul surpriză al ligii întâi. Nu că o să aveți viață ușoară la Brăila. Eu am avut un joc amical cu intrarea de pregătire. Să știi că pare o echipă destul de solidă, echilibrată pe toate zonele. La ei și la Unirea Dej, mă aștept, și am spus-o către aproape de emisiune, să fie surprizele ligii a doua în actuala stagiune. Da, de asta, că ai văzut că de multe nu contează jocuri amicale. Deci eu am picat aproape toate meciuri amicale. Și când au venit în campionat, au da, e alta motivație. Ilie, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Cu plăcere, Andrei, și o emisie plăcută de vorba. Numai bine. Mai avem un singur minut, Cătă. Vreau să discutăm despre partida cu Cluj, pe care o vom disputa săptămâna viitoare la Buzău. 8 august, la ora 12, mai mult ca sigur, iarăși o partidă pe care cei care nu pot intra pe stadion sau care nu vin la meci, pentru că avem și căldura aceasta excesivă, temperaturile ridicate, o pot urmări în fața micilor ecrane. Cum vezi acest joc? Da, am spus și la începutul emisiunii, va fi un meci foarte greu pentru Buzău cu Cluj, una dintre echipe care sper să revină în Liga 1. Ai amintit foarte bine, este această căldură, ne luptăm cu canicula, va fi clar un adversar în plus pentru ambele echipe, cum de altfel a fost și la media și în meciul cu Hermașa, pentru că s-a jucat la 1:30, acum va fi la ora 12, ore la care practic este foarte, foarte greu să joci fotbal. Tu foarte bine ai remarcat, au fost foarte multe pauze și la Mediaș, pauze de hidratare. Automat aceste lucruri își pun amprenta asupra calității jocului. Evoluție, clar. Dar asta e situația. Televiziunile fac programează orele, fac cărțile, să spunem așa, pentru transmisiile TV. Cluburile n-au ce face decât să se supună atât, din păcate. Nu putem să mergem mai departe, nu ne dă voie timpul. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această după-amiază. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu înainte de a încheia ediția din această după-amiază, vreau să vă aduc aminte că mai sunt încă două jocuri de disputat din etapa 1 a Ligii Secunde. Vorbesc despre partida dintre Universitatea Cluj și Politehnica Timișoara, un meci pe care iarăși avem posibilitatea să îl urmărim la televizor, un meci în care este implicat următoarea noastră adversară a echipei FC Buzău. Și miercuri CSA Steaua București întâlnește pe teren propriu Miercurea Ciuc. Săptămâna viitoare, dragi prieteni, ne așteaptă două meciuri foarte importante care vor avea loc pe stadionul din Crâng. FC Buzău va întâlni sâmbătă de la ora 12 Universitatea Cluj, așa cum spuneam și în urmă cu câteva clipe. Nu este încă programată partida pe care, ora mai bine zis, a partidei pe care Chindia Târgoviște am înțeles că o va disputa la Buzău în fața celor de la Dinamo București. Mai mult ca sigur veți vedea în jurnalele Campus de la sfârșitul acestei săptămâni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragi prieteni, ne revedem săptămâna viitoare, tot la Campus TV, tot în cadrul emisiunii Buzău Sportiv. Să auzim numai de bine!